Ne povestiți cum faceți cornulețele cu magiun? În cornulețele cu magiun punem o ceașcă de borș, o ceașcă de ulei, un cubuleț de drojdie, le frământăm, le lăsăm la dospit, lămâi, vanilii și urmă, după ce se dospește, punem, le întindem pe masă, facem o foaie, o tăiem în patru, ori în șase, depinde cum, așa, și le dăm de roata, punem la mijloc magiunul cealaltă de pruni, magiunul e făcut cu nucă, e foarte bun, punem ore de scorțișoare în el și le punem la cuptor. După ce le scoatem, le dăm cu zahăr vanilat și sunt foarte bune.